E o Hulk care vă preocupă continuu. E o Hulk care chiar frumoasă la un moment dat. Problema noastră este din spate cei care nu înțelege cât de importantă munca asta. Care nu înțelege cât de importantă este viața sau cât de important este să poți crește cu adevărat animale. Și putem să vă ajutăm aici. Și am văzut câteva chestiuni la care m-am gândit, am venit cu domnul Nicu. Apropo, vă dau un răspuns. Nu am căpătă în Parlament. Nu când am căpătă în Parlament. Am un tip de selecție. Am venit cu Ionică și am propus. Dacă Dumnezeu ne ajută să am putere ca acest partid pe care eu îl conduc, așa e viața politică la noi, știți? De la Platon în coaie s-a făcut o republică și a condus cu democrație. Și democrația înseamnă voturi și voturi dau putere. Dacă aș avea puterea pe care am acum, pentru alegerile din cauza sau urmarea alegerilor locale, să avem un scor bun la partid de, în jur de 40%, vă garantez că vine, dacă nu e mijloc agricultură, e cel de securat stat. Ascultați ce vă spun. Povestea este așa. Ai nevoie de forță. Ai nevoie de forță politică ca să poți să bați cu urma asta în jurul. Până de câte ești. Bun. Am câteva chestii interesante care vreau să vă spun. Eu am fost în jurul toată perioada asta. Și spun, mi se pare că Dumnezeu ne-a dat tot. Ne-a dat apă, ne-a dat pământ, ne-a dat oameni normali la cap și creșteți. În schimb, ne-am organizat prost. Prost din mai multe motive. Sunt două chestii de agricultură în opinia mea. Haideți în viitor. Pentru că vedeți că mici agricultori cu subsistență, de la aceasta cu subsistență, cu o vacă sau două, dispar. Odată când n-a fost niciodată eficient, nici agricultura de câmp. Adică nu credeți cel care a avut 3-4 hectare, trăiește în asta. E o glumă. Deci dacă vrem să facem agricultură serioasă, nu mă duceți așa. Pentru cei care au agricultură sub 20 capete în lume, aici trebuie să te gândești la să organizezi și voi bate la cap primare până îi scoate de sărite. Să facă în fiecare sat o piață, o piață, un loc în care să-și vândă omul laptele, brânza, un miel, ăia mici. Pentru că ea mai au altceva. Este foarte, foarte... Am văzut fel de locații. Nu s-a schimbat nimic de la 1800 încoace. La fel pe un ciolofan pune brânza jos, la fel pe un ciolofan pune 2-3 sticle de plastic, la fel nu au acoperent acolo să stărâne mâini. Mai știu că e legat din stâni. Domnule, poți să crezi că în 2021 stâna arată exact ca la 1600. Exact la fel. În afară de faptul că aveți un panou fotovoltaic care poate fi de lumină. N-avem apă acolo, n-avem un drum curent, o piatră până acolo măcar, da? Și luăm și apă pentru animale. Apă pentru locul tău să speli pe mâini, să faci și apă pentru starea respectivă. Asta se pot face, vă rog, organizarea. Așa cum sunt foarte multe, facem drum până la școală, fac drum până la, nu știu ce, o zonă industrială. Cum s-a dezvoltat lumea industrială vorbind? Am fost în România, în zona de vest, a făcut mai parc industrial. Dar ce a făcut în parc industrial? I-a dus acolo apă, i-a dus lumină, i-a dus drum. După care vin privat și fac. De ce nu încep la fiecare stână? Un drum de piatră, că nu e mult, doar 20 mașini de piatră, că nu e mult duce apă curentă acolo, dacă nu are să este bazin care se umple cineva, și apă pentru animale. E așa de greu, nu s-a ocupat nimeni de asta. Încerc să gândesc, să pun o presiune de oameni primar, să creez un crean, să creez un fel de program județean, așa fel încât mici fermieri, care sunt, vorbesc de ferme de oi și de vaci. Am fost, și știți dumneavoastră ca mine, am fost vara asta, seștia asta care ne-a ucis, și am zis lucruri care sunt pur și simplu din neconceput. Să aduce apă cu putoaiele în luna iulie, să condiții din stână care sunt. Eu n-am, am dat un coșoc, nu-i rău, dacă... O dată în viață, da. Doar jelic, îl dimărege cu oriunchi, acum nu-i rău. Eu, aveți dreptate aici. Noi n-am, nu și-am gândit nimeni în mod serios la fermele mici. La fermele mari există tot altceva. Trebuie să vă gândiți cum ne atacă concurența europeană, concurența națională. Vedeți că azi vorbeam cu domnul Nic, legat de instituția amatoare a autorității pentru cazul său. Are Cotoșani, are cel mai mare două abatoare din țară. Da. Haideți să creștem noi oi, vite, capre, porci. Haideți să-i finisăm, cum spune domnul Mică, și apare ce de cumpărat. Trebuie să ne gândim foarte serios cum valorificăm la export. Dar nu va trebui volum. Ceea ce trebuie să știți, oameni buni. Trebuie să vă gândiți, e o schimbare de noi spunem, paradigme, de mentalitate. Asocieri cooperative. Știți cum e în Austria? O familie are 20 până la 50 de vaci, orășel la Austria, un mic, un fel de orășel, cât e Darabana.
în care nici nu știi cum te face. Și acolo sunt ferme, sunt de 20 până la 40 până la 50 de animale, un fermier, o familie, toți acești două cooperative care pun lapte într-un singur loc, procesează laptele și le vând împreună. Adică forma, dacă ne unim, aici e o chestie foarte interesantă. Știu că e greu. Știu că, cum să vă spun, aveți nevoie și de timp, aveți nevoie și să ne ajute. Mă gândesc la o construcție a nivelului Consiliului Județean care să vă ajute aici. Că cum ne putem asocia? Să fiu independent, dar să știu că produsul meu vine mai ușor și devine mai competitiv. A fel de omoară ceilalți. Vedeți foarte bine și ne fac pălăși la mere și ne fac cu unguri la carne. Pentru că sunt mai uniți, pentru că au făcut mai mult. Ai investit și statul.